Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se numește Agricultura românească la răscruce. Inițiativa legislativă cu privire la modificarea legii numărul 17 pe 2014, pe care am depus-o împreună cu alți 23 de colegi liberali, reprezintă un gest prin care încercăm să venim în întâmpinarea necesităților agricultorilor români și să apărăm proprietatea autohtonă asupra terenurilor agricole. Filtrarea vânzării terenurilor spre cetățenii străini, deși vine destul de târziu în raport cu cele petrecute în ultimii ani, este o măsură legitimă prin care noi, parlamentarii PNL, avem în vedere limitarea procesului de acaparare a terenului agricol de la noi din țară de către diversi investitori străini, mai mult ori mai puțin specializați în dezvoltarea sectorului agricol, oricare, unii dintre ei, este posibil să răspundă unor interese publice ori de natură transnațională care nu corespund intereselor românești. Măsurile pe care noi le propunem vin spre a da curs unui raport de echilibru între întreprinzător român și investitorul străin, egalitatea de șanse competiționale, mai ales în contextul în care mulți investitori străini beneficiază de subvenții publice substanțiale din țările de origine, protecția mediului și, nu în ultimul rând, apărarea intereselor financiare ale statului român. Nu trebuie să excludem din discuție nici faptul că terenul arabil reprezintă cea mai mare resursă regenerabilă a economiei naționale, iar agricultura și siguranța alimentară reprezintă niște domenii cheie ale siguranței naționale. Se vorbește tot mai des despre posibilitatea unei mari crize alimentare în secolul 21, fapt care trebuie să ne facă să înțelegem că păstrarea terenului arabil în proprietatea românească și preponderența capitalului autohton în sectorul agricol sunt fundamentale pentru asigurarea nivoilor vitale ale poporului român. S-a gândit oare cineva cât de trist și de periculos ar arăta pe fondul unei potențiale crize alimentare mondiale, momentul în care noi românii ne-am cumpărat propriile noastre produse din import la suprapreț pe fondul unei penurii de alimente? Ne dăm noi seama oare ce armă geopolitică poate deveni în timp monopolul străin asupra pământului României? Negocierea de către fostul guvern a liberalizării vânzării terenului agricole a fost făcută în dezinteres față de interesele agricultorilor români și în spiritul servil cu care responsabilii noștri au învățat să trateze relația cu Uniunea Europeană. În realitate, nimeni nu ne obliga la această soluție extremă, dovadă stând și legislațiile în domeniul tranzacțiilor agricole care există în țările europene și mai ales în fostele țări lagărului socialist, țări care au știut să impună condiții prin care să filtreze vânzarea terenului către străini și să apere interesele producătorilor locali. Așadar, ținând cont de legislație existentă în domeniu în țări precum Germania, Polonia, Austria, Cehia, Ungaria, Slovacia și nu numai, proiectul nostru de lege nu doar că nu încalcă normele și prevederile europene în materie, ci este chiar unul moderat, profund realist și care vine spre a solicita o serie de condiții de minim bun simț pentru o națiune care se pretinde a fi demnă. Legea pe care noi, parlamentarii național-liberali, dorim să o ducem la îndeplinire în virtutea apărării drepturilor producător român și al susținerii capitalului românesc într-un mediu în care pornește vizibil dezavantaj în fața capitalului străin, vine în moștenirea tradiției dreptei liberale românești, cea a brătienilor, care, pornind de la principiul prin noi înșine, au știut să înțeleagă rolul esențial pe care îl joacă promovarea intereselor economice locale și naționale în contextul dezvoltării națiuni durabile și solide din punct de vedere economic, social și cultural. Să nu uităm niciodată diferența pe care trebuie să o facem între investițiile directe străine în economie și capitalul speculative, care prin mari fonduri de investiții internaționale cumpără deja suprafețe uriașe de teren în România. Închei cu afirmația marelui Vintilă Brătianu, care spunea despre capitalul străin că trebuie să fie un adjuvant al capitalului românesc. Daniel Gheorghe, deputat PNL de Ilfov.